Fiind descoperită în 1881, alături de mumia faraonului cele de-a 19-a dinastie a Egiptului, noul regat, Ramses al II-lea, considerat cel mai cunoscut și cel mai mare faraon al Egiptului antic, au fost găsite urme de cânepă. Unii oameni de știință declară că cânepa a fost utilizată timp de mii de ani pentru fabricare de haine, dar și ca leac și aliment. Studiile moderne relevă că, din întregul regn vegetal, cânepa este singura plantă care ne asigură necesarul de proteine. S-a constatat că 65% din conținutul său proteic este constituit de edestina, care ne ajută în sporirea imunității prin stimularea de anticorpi împotriva agenților atacatori și nocivi. Proteina de cânepă este bogată în toți cei 21 de aminoacizi, 8 dintre ei nu pot fi sintetizați de corpul uman. John Arthur Garatine, în a sa carte, afirmă că cea mai veche relicvă a industriei umane este un fragment de țesătură de cânepă care datează din anul 9000 înainte de Hristos. Cânepa este o plantă străveche care a fost dezvoltată de secole. Țesere ei de fibre a debutat acum peste 10.000 de ani. Civilizațiile antice o foloseau atât în comunicarea cu zeii, cât și ca medicamente, considerată a fi una dintre primele plante cultivate. Terence McKenna, cel care a formulat teoria noutății, afirmă că plantele psihedelice pot activa părți necunoscute ale conștiinței umane. Este convins că fără de cânepă, omenirea nu ar fi evoluat. În același timp, sugerează că tranziția graduală de la Homo erectus la Homo sapiens a triumfat datorită consumului de ciuperci psihedelice în urmă cu 100.000 de ani. Mai mult decât atât, laureatul Nobel Francis Crick, cel care a descifrat structura de dublă spirală a ADN-ului în 1953, a recunoscut că a fost sub influența LSD-ului în timpul decodificării secretului vieții. Papirusul Ebers, considerat un tratat de medicină generală și farmacie, scris în Egiptul antic, în 1500 înainte erei noastre, este format din 110 pagini, făcându-l cel mai lung papirus medical cunoscut, care acoperă numeroase subiecte privind dermatologie, boli digestive, traumatice, stomatologie și ginecologie. Măsoară 20 cm lungime și 30 lățime. În ciuda vechimii sale, manuscrisul se află într-o stare de conservare bună, având foarte puține pasaje deteriorate. Pe hârtie de cânepă au mai fost semnate acte importante, și anume Magna Carta Libertatum și Declarația de Independență a Statelor Unite. La fel, Leonardo da Vinci și-a scris revelațiile pe hârtia de cânepă. Unul dintre cele mai importante lucruri din acest papirus sunt referințele la cânepă. Cannabisul, obținut din vârfurile florale ale plantei de cânepă, e substanța foarte veche a cărei cunoaștere datează încă din antichitate. Cânepa a constituit soluția pentru o serie de nevoi umane. Chinezii o foloseau în ceremonii religioase. Herodot scrie că tracii întrebuințau cânepa în ritualuri cabalistice încă din secolele 6-7 înainte de Hristos. Ei aruncau firele verzi de cânepă pe pietre înroșite, inhalau fumul și apoi cădeau în stări extatice. Se speculează că zeița egipteană Seshat, reprezentată adesea cu o frunză cu 7 săbiuțe ascuțite deasupra capului, era considerată zeița cannabisului. Și zeița asiatică Magu, cunoscută drept Fecioara Cânepii, este asociată cu cannabisul ca în portretul nemuritoarei Magu, care datează din secolul 12 al dinastiei Song. Utilizarea cânepii a debutat în Asia Centrală și apoi s-a răspândit prin toate regiunile lumii. În cimitirul Jirzankal, amplasat pe platoul Pamir, arheologii au descoperit urme ale consumului de cânepă care datează de 2500 de ani.
Oamenii de știință Yang Li și Bingren au aflat că începând cu anul 3500 înainte erei noastre, cannabisul era folosit nu doar pentru a produce ulei și fibre pentru textile, dar și în dăruirea stărilor halucinogene. Din Asia Centrală a intrat în Persia, iar de aici, în Europa, în secolul 6 înainte erei noastre, a fost adusă de sciți la triburile slave și germanice. Din anul 500 înainte erei noastre a fost adusă din Asia Mică la greci, apoi la romani și gali. Cercetătorii de la Institutul Arheologic German și Universitatea Liberă din Berlin au declarat că comerțul cu cannabis ar data din epoca bronzului. Cultura Yamnaya din regiunea râurilor Bug, Nistru și Ural, datând din anii 3300-2600 înainte erei noastre, este cea care a pus bazele comerțului cu cannabis. Abia din prima jumătate a secolului XIX au apărut primele tendințe în lumea occidentală în a folosi cannabisul în medicină. Cannabisul are două subgrupe mari, cânepa și marihuana, care la rândul lor se grupează diferit și dețin activități diferite. Cânepa conține mult cannabidiol sau CBD și puțin tetrahidrocannabiniol sau THC, iar în marihuana găsim mult THC și puțin cannabidiol. Ultima fiind un compus natural care se găsește în planta de cannabis. THC-ul, un compus folosit strict cu scop recreativ, persistă în organism pentru un interval de timp considerabil. Odată asimilat de organism, THC-ul ajunge în creier, unde se conectează de receptorii cannabinoizi din sistemul nervos central și periferic. Generează efectul de reducere a inflamației și a senzației de durere de la nivelul mușchilor și pot altera judecata și percepția. Datorită modului în care substanța de CBD acționează asupra întregului organism, ea are foarte multe caracteristici benefice asupra diferitelor tipuri de afecțiuni. Este indicată în cazul problemelor de acnee, anxietate, insomnii, depresie, Parkinson, boli autoimune, cancer, epilepsie. Totodată, are un rol antioxidant, antipsihotic, crește capacitatea de concentrare, îmbunătățește memoria, echilibrează colesterolul și atenuează ticurile sindromului Tourette. Potrivit unui studiu din 2014, adulții care au folosit marihuana au prezentat anomalii semnificative în două regiuni ale creierului care sunt importante în emoție și motivație. Acest studiu atestă o provocare la ideea că consumul ocazional de marihuana nu este asociat cu consecințe nefaste. McKenna, în cartea Hrana zeilor, a interpretat istoria evoluției umanității prin utilizarea controlată a psihedelicelor. Descrie că, cu 12.000 de ani în urmă, oamenii s-au retras în păduri din cauza unei schimbări climatice care a îndepărtat ciupercile din dieta umană. Ulterior, consumul de ciuperci care conțin psilocibină a dezvoltat limbajul, imaginația, filozofia, știința și religia. Într-un nou studiu de la Yale, oamenii de știință au descoperit că o singură doză de psilocibină poate crește noi conexiuni neuronale în creier. Această imagine arată creierul înainte și după ce a administrat psilocibina. În același timp, McKenna propune teoria maimuțelor drogate, susținută chiar și de dovezi. Se crede că între 2.000.000-700.000 de ani în urmă, creierul lui Homo erectus și-a dublat dimensiunea. Creierul descendenților lor, Homo sapiens, a început să se tripleze în dimensiune între 100.000 și 500.000 de ani în urmă. În 2017, în cadrul unei conferințe de știință psihedelică, această teorie a fost repopularizată de micologul Paul Stamets, care sprijină că evoluția omului a fost accelerată datorită consumului de ciuperci psihedelice. Cercetările lui Albert Hofmann asupra psilocibinei au dovedit că posedă rezultate remarcabile în terapia asistată pentru tratarea anxietății și a tulburărilor de adicție și, în mod special, dependența de alcool.
O altă zonă în care efectele terapeutice cu psilocibina se fac simțite. În prezent, cercetarea psihedelică este în continuă dezvoltare. Din ce în ce mai multe organizații sprijină cercetarea efectelor psilocibinei asupra funcțiilor cognitive și creativității. Dar poate fi oare considerată drept un catalizator al evoluției? Oare Pitagora nu și-ar fi putut evoca teoriile sale în lipsa unei asemenea chei de deschidere a unor porți ale percepției?